Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mâncați, lângă com să vă așezați și previziunea ascultați! Prima previziune. O să intrăm în 2013! Yeah! Se pare că interpretarea calendarului maiaș nu a fost exactă. Aceștia au prevăzut dispariția faimoasei înghețate în Apoca. Inscripția fiind clară, după 21 decembrie 2012, e în apocalipsă. 2013 va fi un an bun pentru agricultură. Yeah! În insulele Fiji. Anul următor se va descoperi că pe aici nu se trece a fost spusă de către un soldat român și că varianta completă este pe aici nu se trece, m-a căcat! În 2013 România iese în sfârșit din criză și intră direct în depresie. În 2013, din cauza defrișărilor, câinii nu or să mai aibă unde să-și facă nevoile. Păi unde or să se mai pișe câinii? România o vor duce mult mai bine în 2013, când vor realiza că în Bulgaria salariile sunt mult mai mari. În 2013, Camera Deputaților se va uni cu Senatul. Noua instituție se va numi Depanat și se va ocupa cu repararea țării. Vor fi desecretizate dosarele cu turnători și toți vor fi arestați. 500 de turnători de asfalt vor ajunge în pușcărie. În 2013, ungurii vor dori în continuare autonomie. Le recomandăm noul smartphone Motorola cu autonomie totală de 5 zile! 5 zile! Echipa Patrula Română vă dorește să aveți parte de un an nou fericit! Pe aici nu se trece. M-am căcat!